chiar dacă responsabilii de la primăria Chișinău spun că duc o adevărată luptă împotriva celor care vor să-și instaleze gherete în oraș, unele chioșcuri apar peste noapte în capitală. De exemplu, pe strada Independenței a fost instalată o gheretă nouă acum aproape 2 săptămâni. Chioșcul a fost mutat apoi de pe Bulevardul Traian și a amplasat în curtea unor blocuri. De atunci, nimic nu s-a schimbat, deși ghereta urma să fie scoasă de acolo. Oamenii care locuiesc în zona ne-au spus că au văzut de câteva ori cum cineva a venit și a făcut curățenie și că nici nu poate fi vorba de evacuare. Нет, ничего не продается, потому что они только переехали. Они только обустраиваются. То есть, я не знаю, наверное, хозяин согласовал и раз он сюда его перенес. Ну, не совсем, конечно, удобно здесь. Здесь там он лучше был, чем здесь. Acum 2 săptămâni, responsabilii de la Pretura Botanica ne-au spus că agentul economic nu deține autorizație, dar a depus o solicitare pentru a-i permite să activeze acolo. Iar vicepretorul Iurie Vitneanski ne-a zis atunci că solicitarea lui va fi examinată în regim de urgență. Sam agent, пока не имеет документов, переместил будку во двор. Мы постараемся рассмотреть его заявление максимально оперативно. Для того, чтобы была ясность, может он тут оставаться или нет. Если ему документы не будут выданы, будка будет отсюда, его киоск будет также демонтирован, в том числе и за дворов. Astăzi însă, pretorul Boris Prepeliță spune că ghereta este amplasată legal și că nu va mai fi evacuată de acolo. Este aflat pe Traian 10. Și eu venit cu sugestia să le transferăm în curte. Adică tot în curte, pentru că au clienții lor și au doleanțele cetățenilor că se vie aici mai departe, pentru că ei nu vând băuturi, nu vând, astea vând fructe de gume și carne. De la începutul anului, primăria a evacuat de pe străzile capitalei în jur de 600 de gherete, iar cele instalate recent doar pentru perioada estivală vor fi evacuate în luna octombrie.